Salut, prieteni! Ghinior Maxim la rugby. Am pierdut pentru un singur punct acel bilet după ce ne-a ieșit Botoșani cu Mioveni în cotă de 1.72. Dar se întâmplă. Astea sunt pariurile, asta e cota 2. Merem mai departe, pentru că luni avem două meciuri interesante, le-am găsit pentru voi. Norsealand cu Randers în campionatul Danemarcii. Norsealand luptă cu Copenhaga pentru titlu. Este pe locul al doilea la un singur punct distanță, etapa a 30-a. Deja cota este în scădere și o puteți găsi la 1.55 la momentul la care eu vă vorbesc. Așadar, Norsealand 1 solist pentru cota de 1.55. Pe de altă parte, începe și campionatul mondial de fotbal sub 20 de ani. De fapt, a început în Argentina, trebuia inițial în Indonezia să se desfășoare, dar din motive politice, pentru că indonezienii n-au acceptat prezența sportivilor israelieni calificați la această cupă mondială, FIFA a decis schimbarea locului de disputare pentru Argentina. Am găsit un meci între Franța și Coreea de Sud, cotă bună pentru Coreea de Sud, handicap plus 1,5, deci 2 Coreea de Sud, cu handicap de 1,5. Adică dacă bate Franța la un gol distanță, tot suntem în marja acestui pronostic cotat la 1,56 de casele de pariuri. La francezi nu sunt aceiași jucători foarte buni care au calificat această națională pentru Cupa Mondială sub 20 de ani. Mi-amintesc că anul trecut la campionatul european sub 19 ani francezii au venit cu o mulțime de vedete, dar acum, pentru că a început Cupa Mondială, iată, mai devreme, încă sunt jucătorii puternici, jucătorii care erau eligibili pentru această categorie de vârstă, implicați în finalurile de campionat. Acestea sunt cele două pronosticuri. Toate cele bune, vă salut!